Ctitoria de suflet a boierilor Movilești, Mănăstirea Sucevița, și-a sărbătorit astăzi hramul istoric. Bucuria prăznuirii liturgice a fost încununată de Sfânta Liturghie săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dorneanul. În rugăciune s-au alăturat stareți, starețe și monahii de la mănăstirile din Bucovina, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii Sucevița. La momentul împărtășirii clericilor, Înalt Preasfințitul Părinte Calinic a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat originea scripturistică a praznicului schimbării la fața Mântuitorului și înțelesul duhovnicesc al fiecărui detaliu consemnat în relatarea acestui moment din viața Mântuitorului de Sfinții Evangheliști. Ca o concluzie a cuvântului său, ierarhul a sintetizat, într-un decalog al schimbării la fața a fiecăruia, cele mai importante repere de care trebuie să țină cont cel care tinde să viețuiască cu și întru Dumnezeu. Trebuie să subliniem că detaliul principal îl constituie schimbarea înfățișării Mântuitorului pe muntele Tabor, în sensul de revelare a firii sale dumnezeiești. Auziți, iubiți credincioși, el nu a devenit în acel moment Fiul lui Dumnezeu, ci și-a revelat întreaga splendoare a slavei dumnezeiești, încredințându-i pe cei care rătăceau de adevărul că El este Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta pentru a spulbera îndoiala din sufletele apostolilor. De aceea Dumnezeu Tatăl cere tuturor să credem în Hristos, este Fiul Său cel iubit. Fără o atare credință, nu ne vom putea bucura de împărăția lui Dumnezeu. În cuvântul de învățătură adresat de către Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Calinic, am fost îndemnați să ne apropiem mai mult de lumina cea dumnezeiască prin trăirea și prin viețuirea noastră. Și cred că acest îndemn a ajuns la sufletele credincioșilor și avem convingerea că se va face lucrător în fapta cea bună. Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic a transmis din partea Maicii Starețe că toți cei care s-au ostenit urcând taborul rugăciunii vor fi răsplătiți cu un mic dar în amintirea multelor fapte de milostenie ale generoșilor ctitori. Cei prezenți au avut ocazia de a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Hodighitria, aflată în biserica mănăstirii.